ansamblu joc care constituie mândria acestui popor, acestei țări numită Republica Moldova, l-a avut în calitate de director sau conducător artistic pe maestru Vladimir Curbet circa 60 de ani. El a venit în acest ansamblu în 1957, a realizat schimbarea la fața acestui ansamblu, dându-i o conotație națională românească, diversificând și îmbogățind repertoriul acestuia, continuând să activeze acest ansamblu după modelul baletului Moisei de la Moscova, fiind un ansamblu foarte numeros, cu circa 100 de dansatori, 30 de muzicieni, o instituție extraordinară de serioasă, cu studio de pregătire a viitorilor balerini pentru ansamblu. Problema care o avem la moment este problema salarizării, dar este problema generală și ne dă foarte bine seama că pe un artist nu pot să-l motivezi foarte mult la cei 2700 de lei. Un balerin care are o educație extraordinară în spate, deci practic ei încep să educația lor ca artist de balet începe de la vârsta de 9 ani. Sălile de balet sunt într-o stare deplorabilă, este nevoie de investiții în podeaua, fiindcă aici se produc aceste repetiții și o să vedeți și dumneavoastră renovarea sălilor de balet, a vestiarelor, și avem nevoie elementar de un cabinet medical, fiindcă e o muncă care, fizică care permanent este supusă unui risc de a te accidenta, de a-ți frânge piciorul, mâna. Joc implică foarte multe cheltuieli, trupa noastră este mare, dar asta este ansamblu joc, el nu poate fi cu 10 perechi, el trebuie să aibă cel puțin la deplasare 24 de perechi, fiindcă avem în spate o orchestră de 26 de muzicieni și această splendoare a show-ului, a spectacolului se realizează prin multitudinea prezenței artiștilor de balet în scenă, a sincronizării, a tehnicii extraordinare de interpretare, care sunt dansuri extrem de complicate, dar și o maestrie artistică adecvată dansului nostru popular, folclorului nostru autentic, expresiei noastre naționale. Avem 11 creații coreografice, sunt 11 seturi de costume pentru fiecare dansator. Dacă să dați seama, noi nu avem detalii care le promutăm dintr-un costum în altul, fiindcă conceptul de costum este definit pentru acest dans. Dacă e dansul din oaș, se respectă costumul din zona respectivă și nu putem nici ciorapii măcar să-i menținem, adică totul. De la ciorăpel până la chipiu și tot pălăriuță și așa mai departe, broboadă sau floricele în cap, e distinct costum.
Noi am încercat să ambalăm creațiile coreografice ale ansamblului într-un show vizual și asta a avut un impact extraordinar. Ansamblul Șoc a oferit doză de energie, de cultură, de frumusețe, așa cum o poate face la superlativ. Noi vom încerca să venim cu oferte culturale interesante, noi, fiindcă considerăm că ansamblul trebuie și el să se dezvolte, să nu ne transformăm la un moment dat doar într-un muzeu, exploatând niște creații coreografice realizate în anii 70-80. Trebuie să continuăm să facem aceste investigații pe teren, să descoperim noi mișcări, noi dansuri, să le aducem în repertoriul ansamblului și să le promovăm în mediul publicului. Ansamblul Joc, oricând, poate fi resetat și poate deveni acel ambasador cultural al Republicii Moldova care să promoveze identitatea noastră, valorile noastre culturale și despre Republica Moldova să se cunoască în cât mai multe țări, în cât mai multe culturi ale lumii.